Este doamna Gâlbăcică. Cine mai dorește? Domnul primar. Domnul Marcu. Doamna Vane. Domnul Duran. Așa. Domnul Anghelescu. Mai dorește cineva? Da. Doamna Gârbăcică. Da. Am o întrebare pentru domnul primar. După tragicul accident de care știm cu toții, Comisia de Administrație a aflat întâmplător de ședința Comisiei de Circulație și, după cum știți, v-am dat un mesaj în care v-am cerut permisiunea să participăm la acea ședință, fiind direct interesați toți, cred, de măsurile care se vor lua în cadrul Comisiei de Circulație. Am participat eu cu domnul consilier Sabo. La o săptămână, Comisia de Circulație s-a întrunit din nou. Au fost invitați, mă rog, au participat reprezentanții ai societății civile și presa și câțiva consilieri locali. Dumneavoastră v-ați exprimat în ședință și ați spus că participă consilierii locali care au putut participa. Eu vă contrazic și vă spun că au participat consilierii locali care au fost înștiințați. Eu personal nu am fost înștiințată și vă asigur că mai sunt colegi în acea situație și noi absolut toți ne-am fi dorit să participăm pentru că era o problemă care ne interesa pe toți. Și vă întreb, pe ce criterii selectați consilierii locali care participă la anumite ședințe importante pentru toți? Da, mă rog. Dacă dumneavoastră spuneți că am afirmat, deci înainte de toate vreau să vă spun un singur lucru. Și din cauza acestui mod de interpelare în ședințele de consiliu local, la diverse, vreau să vă spun că de acum încolo aștept din partea dumneavoastră, cel puțin ăsta este modul meu de lucru, din partea dumneavoastră întrebările scris, ca să rămână scris, și vă voi răspunde tot scris, la tot Consiliul Local. Este dreptul meu și uzez de acest drept. Să vă răspund pentru ultima oară, după care o să vă spun la revedere, și aștept din partea dumneavoastră orice fel de întrebare, în orice mod, inclusiv scălâmbături pe care le-am văzut și eu în presă după aceea, semne obscene și așa mai departe, și jigniri, mi le aștept scris, inclusiv de genul acesta, ca să rămână scris. 1. Ședințele de siguranța circulației se desfășoară atunci când sunt cereri. Nu există niciun criteriu și nu vă oprește nimeni să vă interesați la primărie când au loc aceste ședințe. Eu, în calitate de primar, nu am obligativitatea să anunț consilierii locali când au loc aceste ședințe. Faptul că ați spus că au venit cei care au putut, nu, au spus că au venit cei care sunt interesați. Criterii, cred că le aveți dumneavoastră. Așa, ăsta este modul nostru de exprimare. Ședințele de siguranță a circulației au loc în momentul în care există cereri cu privire la acest lucru. Cine a fost interesat, m-a sunat și am spus pe data cu tare are loc ședință. Sunt trei dintre dumneavoastră, care văd că și confirmați, care m-a sunat și m-ați întrebat când are loc ședința. Și eu am spus, o să vă anunț. Deci cine a fost interesat, doamna consilier, l-am anunțat după aceea când are loc această ședință. Deci nici de cum încercați dumneavoastră să interpretați că eu îi anunț după anumite criterii. Dacă sunteți interesat, așa cum spuneți dumneavoastră, vă aștept oricând, 24-24 după siguranța circulației, să mă sunați și să-mi spuneți, să mă întrebați dacă are loc vreo ședință și imediat când aflu dacă sunt cereri, o să vă anunț și pe dumneavoastră dacă sunteți interesată. Nici de cum am spus care au putut să vină. Da? Motiv pentru care, repet,
aștept de la dumneavoastră orice cerere, orice întrebare, dar pentru a elimina aceste interesări, vă aștept cu ele scris și vă răspund tot scris. O seară frumoasă! Păi nu s-a terminat. Domnul primar, nu trebuie să schimbați regulile în timpul jocului. Păi vă aștept. Vă aștept cu ele scris. De data viitoare, da. Nu e normal să schimbați regulile în timpul jocului. Ați afirmat mai devreme ședință. Astea nu sunt reguli. Astea sunt opțiuni libere pentru fiecare. Îmi scrieți orice întrebare, și că e atac la persoană, și că nu contează cum, îmi puneți orice întrebare și scriptic vă răspund, pentru că eu nu vreau să mai particip și să văd după aceea, prin presă, semne obscene, scălâmbături, jigniri că se aude când se vorbește. Îmi pare rău, așa, dacă le aveți și pe acestea în continuare, puteți să le scrieți ca să rămână acolo. Și de altfel, îmi asum, bineînțeles, și răspunsul meu scris. La revedere. Domnul primar, dar le puteți răspunde în direct? Păi le-am răspuns. Sau le spuneți că le dați răspunsul în scris. Aveți posibilitatea ca răspunsul meu scris în calitate de primar, dacă nu voi puteți să mă întrebați și în calitate de cetățean, să-l puneți public, că oricum libertate de exprimare. La revedere. Da. Cineva, ședința nu s-a terminat. Domnul Marcu, vă rog, adresați întrebarea pentru cine este. Deci, ce vreau să spun? Petiția care ați făcut-o dumneavoastră către ani, i-ați dat curs, trebuie... Deci vă adresați doamnei secretar general, da? Mulțumesc. Nu, fiindcă atunci s-a hotărât că va fi prezentată la diverse, însușită de Consiliul Local, semnată de președinte și transmisă la ani. Și eu am transmis pe e-mail draftul adresei de vedere. Și n-am primit niciun punct de vedere. Doamna, dumneavoastră mi-ați precizat punctul de vedere sală, și doamna Lupu, că sunteți de acord cu conținutul. Dacă sunteți de acord cu conținutul și semnează... Pot să vi le voc acum punctul meu de vedere? Da. Sunt de acord cu conținutul. Mai arătați că nu vi l-am dat scris. Nu, nicio problemă. S-a și omis la ședința trecută, da. Știți, ședința ordinară, la diverse, să vorbim despre această adresă. Sunteți de acord cu... Da. Atunci o redactăm, domnul Cuceu, da. Semnă și o transmitem mâine. Domnul Marcu, sunteți mulțumit? Da, mai aveți altă întrebare, vă rog. Știți că eu și domnul Nica avem două proiecte de suflet. Încă de anul trecut, parcarea la intersecția strada Erupției cu strada Uniunea Europeană și mai avem semnalizarea celor două intrări în municipiul Câmpina. Aș vrea să știu stadiul. S-a mai făcut ceva? Mai departe, următoarea solicitare ar fi... Nu mai țin și semnalizări la intrare spre și spre băne. Și da, și spre cor. Spre cor. Da? Aș vrea să întreb dacă există posibilitatea achiziționării unor aparate de fitness și inițial aș vrea două aparate de fitness cu dedicație pentru parcul din zona Tudor Vladimirescu-Odobescu. Deci întrebările dumneavoastră erau către cine? Cui către adresat? Că de viceprimar. Dumnezeu nu e în autoritatea anunța schimbată. Autoritatea există. Am câțiva colegi care mă întreabă dacă e posibil semaforizare intersecția Bobâlna cu Calea Doftani. La Comisia de Circulație. Poate să transmit întrebarea mea cei care participă la această comisie și cu asta basta. Nu eu fac datoria, în fața cetățenilor. M-au rugat să transmit treaba asta. Nu e nimeni aici în Comisia de Circulație. Nu e nimeni în Comisia de Circulație. Eu o să transmit mai departe propunerea de primar cu Comisia de Circulație. Domnul Marc, o să vă răspund eu așa, doar puțin.
nu vreau să intru în altă zonă. Legat de aparatele de fitness, o să achiziționăm câteva. Am avut alocată o sumă mare, a fost tăiată, știți, la începutul anului, redusă la jumătate, după care au fost propuse niște proiecte, s-a luat exact din această sumă, au mai rămas ceva bănuți, o să-i folosim pentru a achiziționa câteva aparate fitness pe care vi le doriți. Noi o să identificăm câteva zone. Servit, așa ar trebui să fie. Da. Deci asta pe scurt legat de aparatele fitness. Legat de semaforizare, o să transmit Comisiei de Circulație. Legat de cele două intrări. Va fi modernizat dinspre Bănești. Iar legat de cornul, nu se poate face nimic momentan. Știți că a fost o discuție cu domnul primar de la cornul. Trebuia să se facă o asociere. Acest proiect era deja de câțiva ani de zile și a rămas în stand-by. Eu am avut o discuție cu domnul primar Nanu și dumnealui mi-a spus că are proiect de pus la CNI, unde acolo se va face un sens giratoriu, bineînțeles, inclusiv în mijlocul o fântână arteziană. Este nevoie, într-adevăr, a fost un accident de circulație, acel a fost multe accidente de circulație. Este foarte greu de... Pe DN1, fântână? Nu, aici de jos. Jos, dar corcop, da, intri sau ieși din când. Deci pe DN1. Da, pe DN1, da, la acea intersecție, unde a fost un totem, acum câțiva ani... Nu se pare ciudat să văd o fântână pe DN1, nu? Dar îmi pare bine că a mai solicitat și acele treceri de pietoni cu LED semnalizate, care ar fi fost foarte ok, poate nu s-a mai întâmplat accidente. Așa o să întâmple și în partea asta, la intrare, mai ales zona Cornu. Cineva ar trebui să-și asume treaba asta. Nu vrem să facem? Foarte bine. Cine și asumă treaba? Primarul din Corn, cine și asumă treaba? Deci trebuie făcut asociere. Terenul este al primarului Corn. Ce demersuri trebuie să facem? O să primiți răspunsul în scris. Vă mulțumesc. Mai departe, doamna Vane. Eu aș dori să întreb pe doamna secretar și pe colegi, pe toți colegii, dacă nu ar fi necesar sau necesară o comisie alcătuită din Consilie care să verifice înainte de reparație și după reparațiile care se fac la biserici, școli sau așa. Eu zic că este extrem de important cum se cheltuie banii publici la biserici sau și în alte locații, ca să nu fiu... Codul administrativ prevede, dacă nu mă știu, 140 și ceva articolul, parcă 147. Comisii nu? Miste, da, sau de comisii miste. Și... Da. Deci pot fi înființate. Asta înseamnă ca să se dorească la nivel de Consiliu, dacă doriți doar dumneavoastră, nu facem lucru. Da, sigur, avem acest proiect. Deci legislația permite. Nu e problemă. Așa e frumos, trebuie să vedem în comisie. Eu mă duc până am întâlnit. Adică vreau să se constate când se face cerere pentru o reparație, comisia să ducă să constate că este neapărat nevoie de acea reparație. Înainte și după, cu deviz de materiale și cu tot ce s-a reparat... Trebuie făcut proiect și regulament. Păi, eu de-aia vă pun o întrebare. Dacă sunteți de acord? Nu ați să faceți. Și noi vreau acolo. Corect, acord de principiu aveți, nu este problemă. Faceți așa cum a spus și domnul primar. Să veți primi răspuns și putem face comisii. Cu precizarea că obiectivele acestei comisii mixte nu trebuie să se suprapună peste atribuțiile executivului, autorității executive, adică aparatul de specialitate, direcția economică care verifică devize absolut tot. Da. Da, când se duc angajații primăriei să verifice, să fie și comisia din partea consiliului. Da, o să gândim proiectul de hotărâre, ne comunicăm. Au mai fost și... comisii de genul ăsta, da. Trebuie să da. Propună cine dorește acest proiect. Da. Da. Noi acordăm sprijinul.
Doamna Vane, mai aveți vreo propunere? Nu, atât. Întrebare? Domnul Dura, vă rog. Aș vrea să-mi spuneți, în măsura în care știți, care este stadiul lucrărilor de la rețeaua de canalizare pe calea Doftanei și de ce nu este încă funcțională și dacă este, dacă se respectă calendarul activităților din proiectul de finanțare, unul la mână. Doi la mână, am văzut că a reabilitat sala de la Casa Tineretului, nu sala, cea. Care arată foarte bine, dar nu e vorba de a arăta bine, este vorba de a fi și practică. Deci în momentul în care a pus mochete acolo, orice activitate de dans s-a terminat. Pentru că te împiedici în mocheta respectiv. Eu vă spun din experiența mea de dansator de 20 de ani că nu ai cum să dansezi pe mochetă. Nu pe mocheta. În general, pe mochetă nu se dansează. Din câte știu, în afară de activitatea ansamblului, mai sunt și alte cursuri de dansuri la Casa Tineretului. De când cu mocheta, ăsta de la ansamblu i-a băgat aici unde erau aici să danseze, dar e păcat să dansezi într-o sală care nici nu știu cât e de curată și așa mai departe, când ai dicta scenă. Prin urmare, că sunteți viceprimar, sunteți omul numărul 2, vă rog frumos să vă ocupați și să găsiți o alternativă, să se poate pune ceva deasupra. Și astfel încât pe scena Casei Tineretului să se poată desfășura în continuare activitatea de dans. În mod normal, acolo trebuia pus un fel de linoleu, este o suprafață specială pentru dans. E destul de scumpă, dacă găsiți sponsorizări pentru mochetă, cred că ar fi găsit și pentru asta, e vreo 100 de lei metru pătrat. Deci vă rog să aveți aplecare pentru chestia asta, că sunt, dacă tot vorbim și de copiii talentați din Câmpina, nu dumneavoastră, ați înțeles. Da? Deci dacă tot vorbim de copiii talentați din Câmpina, ce oportunitate le-am oferit ca în reabilitat scena, hai să le oferim o oportunitate reală și reabilitarea scenei alea să fie plus valoare în activitatea Casei Tineretului și în activitatea celor care dansează pe scena respectivă. Și trei la mână, pentru unul din amendamentele pe care le-am făcut la proiectul de buget, și anume amenajarea parcului de la Căminul Petrol, a rămas că aparatul de specialitate va trimite o adresă către OMV în care să le va solicita să vină și să ecologizeze sau măcar să vadă care-i treaba cu puțurile alea de sondă care trebuie să ecologizate ca să putem să facem parcul. Nu cred că s-a făcut, dacă s-a făcut și nu știu eu, îmi cer scuze, dar în cazul în care nu s-a făcut, aș vrea să vă rog să tratați cu celeritate această solicitare, pentru că deja au trecut, trece timpul de pomană și apoi o să zicem că n-am putut să-l facem, că mi-aduc aminte că în ședința aia când a trecut bugetul, domnul primar a zis că să vin eu să mă implic greșit. Eu sunt consilier local, există un întreg aparat de specialitate care poate să redacteze această adresă, solicitare și să o trimit. Vă rog dacă puteți să-mi răspundeți la o întrebare. Am notat. Pe scurt, ce pot eu să vă spun? Legat de calea Doftanei, nu este responsabilitatea mea, dar așa în mare este ceva legat asemănător cu problema ridicată și de domnul consilier Anghelescu. Recepția lucrării nu a fost făcută la calea Doftanei. Urmează să fie făcută. Noi sperăm ca să se finalizeze în următoarea perioadă, deci cât mai scurt, vreo două săptămâni. Asta ce înseamnă? Se lucrează, se va pe trei, dacă nu mă înșel, se va face sensul giratoriu. Marcare de la răcitor, după care aceeași firmă, la interval de câteva zile, va face și marcajele, trece de pietoni în calea Doftanei, de la intersecția cu Carul până la podul delegat, deci pe toată șoseaua. Se va termina. Legat de problema canalizării, automat după ce se face recepția parțială, se va putea demara activitatea de științare a cetățenilor.
să facă contracte pentru a se raporta. Dați-mi voie. Vă rog. Sper să nu greșesc, dar nu cred că asta e procedura. Pentru că cetățenii care au vrut să se racordeze s-au racordat înainte să se toarne asfaltul. Pentru că acum dacă toate casele de pe calea Doftanei s-ar racorda, ar însemna să o facem țândă. Și să venim și să turnăm. Deci, din câte știu eu, că n-am venit eu să întreb de nebun, sunt întrebări ale cetățenilor din zona respectivă. Parte din ei care nu s-au racordat până acum la canalizare, în momentul în care s-a tras țeavar, în mod normal, cel puțin cât e lucrarea în garanție, nici nu se vor mai racorda, pentru că nu le va da nimeni. Dar nu se sparge țeava. Nu țeava, asfaltul. Nu se la trotuar. Nu, nimic nu se sparge. Nu, ei trebuie să se racordeze doar din curte, atât. Atât, nu se face absolut nimic. Este deci, dus la acordul până la proprietatea. Exact. Deci se sapă doar la ei în curte. Atât, deci nu se strată. Deci nu se va mai știți că sunt unii care sunt deja... Lucrul este și pe Câmpinița. Nici trotuarul nu mai stă. Sunt unii care sunt deja racordați la magistrală. Dar întrebarea mea este ce se întâmplă cu stația de pompare care trebuia construită jos la Telega. E gata? Este construită. Și e gata? Este construită, este gata, a fost verificată, este în funcțiune, deci poate fi folosită. Da. Dar până nu se fac toate conexiunile... Deci dumneavoastră ziceți că nu, că funcționează și stația de pompare, totul e în ordine, doar că nu e încă lumea... Este pregătit, nu mai este lumea încă exact, raportată. Exact, același lucru și pe Câmpinița. La fel. Am înțeles. Deci oamenii trebuie să încheie contractele și vor fi racordate. Poți să spun și eu ceva? Mă rog, mai e ceva? Eu mai am. Legat de sala tineretului, de acea mochetă, nu știu ce mochetă a fost pusă, înțeleg că este o sponsorizare, dacă nu este compatibilă cu dansul. Da. Iar cealaltă problemă legat de... Păi nu, solicitat să vă dau eu un răspuns, nu. Nefiind nu voiam implicat. Să, nu, mă iertați, nu vreau să fac dialog. Nu vreau să-mi dați un răspuns, că n-aveți ce răspuns să-mi dați în momentul ăsta. Corect. Eu doar vă rog să aveți aplecare, că sunteți numărul 2 din primărie și să rezolvați problema asta, să găsiți o soluție, astfel încât să se poată desfășura acolo neîngrădit activitatea de secretar. Nu, n-am așteptat niciun răspuns, că știu că n-aveți ce răspuns, să-mi dați în următoare. Domnul Anghelescu, scuze. Dacă știți și puteți să-mi spuneți care e stadiul proiectului referitor la parcările de biciclet. Urmează... Dacă n-am și uitat de el. Nu s-a uitat. Nu s-a uitat. Să știți că sunt foarte multe proiecte. Cei de la ADPP depun toate eforturile. Vă asigur de asta. Și urmează și acel... Nu pot să vă dau un termen, că mai durează 2 săptămâni sau 3. Sau 3. Se pot face sigur. Nu ați fost uitat, domnul Anghelescu. Știu că ați fost și ați verificat la ADPP săptămâna trecută. Eu aș vrea să vorbim din nou 2 minute, nu vreau să vă țin foarte mult, la final de ședință, să discutăm din nou despre posibilitatea de a pierde acei 6-700.000 de euro dați de administrația Tisanu în mandatul dumnealui pentru sistemul informatic. Suntem în secolul 21, trebuie neapărat să facem asta în primărie, pentru că primăria are probleme mari în ceea ce privește fluxul de documente. Și spuneți vă rog despre ce proiect este vorba. Da, o să spun. Nu de proiectul informatizării finanțelor, nu despre asta. Acolo am înțeles că s-au luat, au început să se ia măsuri și probabil că lucrurile ar merge mai bine. Da. Este cel de-al doilea proiect mai mic. Ăsta este un proiect mai mare. Vorbim despre portalul mare despre care am mai discutat. Știți cu toții despre ce. Din punctul meu de vedere, lucrurile stau așa. Eu am asistat și la discuția cu cei cu implementatorii. Pentru că aici este problema noastră cea mai mare. S-a semnat protocolul de recepție, din punctul lor de vedere, implementatorii și-au încheiat treaba complet. Ce ne rămâne nouă, de fapt? În momentul ăsta am rămas cu un bolovan foarte mare în spate, care nu poate fi rezolvat decât fie să plătim o sumă de bani înapoi implementatorului, să-l chemăm la o reimplementare și nu cred că va mai face nimeni asta, fie să încercăm să înființăm la nivelul primăriei, pentru că și așa suntem
avem nevoie de așa ceva, serviciu. De ce spun asta? Și nu mă ascund. Să putem ca în cadrul serviciului, din cauza funcției de șef, să angajăm un om care să primească o remunerație mai mare și să fie capabil. Pentru că nu putem să facem o implementare singuri, și am să vă spun imediat de ce, fac o paranteză, ei au spus că ne ajută. La o reimplementare, fostul implementator a spus că ne dă tot suportul fără să mai plătim bani. În plus, dar de partea noastră trebuie să avem niște IT-ști care înțeleg această problemă, care este o problemă foarte grea. Deci primăria este o implementare foarte grea. Dacă nu avem niște oameni bine remunerați, care să înțeleagă ce discută cu implementatorul și să încerce să aplice ca să nu mai plătim reimplementare, revin. Deci astea sunt soluțiile. Fie plătim bani și reimplementăm cu mult mai mare aplomb și responsabilitate decât s-a făcut, că nu merge nimic. Asta e clar. Și de ce spun asta? Se vor pierde. De ce vă spun că se vor pierde? Toți oamenii care au participat la implementarea asta și care ar mai avea habar de ce se întâmplă acolo, eu m-am uitat în documentație, am studiat-o că vreo 3 săptămâni și am ajuns așa, până pe aici. N-am, mă duc și eu la serviciu, nu pot să mă duc continuu acolo, ar trebui să mă angajez la primărie. Nu mai avem pe unde să, nu mai avem pe unde să ieșim. Oamenii ăștia au ieșit la pensie. Au fugit. Unul a ieșit la pensie, al doilea iese la pensie, al treilea... Nu a mai rămas nimeni, nu mai știe nimeni nimic, ceva s-a rupt. Gata. Din treaba asta. Nu mai spun că pierdem bani. Ducă-s. Problema este ce facem de aici încolo. Că noi avem nevoie de această implementare. Neapărat. Deci noi nu o să mai facem față. În următorii ani, față de alte administrații mai bistețe decât noi, nu mai facem față fără o astfel de implementare. Pentru că aici, repet, nu e vorba numai de lucruri cu cetățean, care ar fi mult simplificat. Este vorba de fluxul de documente din primărie, pe care l-ați văzut cu toții după un an și jumătate, că e deficitar. A rămas la nivel de gârtie, a rămas la... Punem un cod de bare pe acolo, pe la intrare, aia e așa o... De-aia țin să... Nu vreau să fac o întrebare către domnul vice care a participat și dumnealui la chestia asta. Nu știu cum să facem. Gândiți-vă și dumneavoastră că dacă nu înființăm acest serviciu și nu avem un om sau doi bine remunerați și înfipți bine în meseria asta, nu avem nicio șansă decât să plătim bani în plus. Că tot la implementare vom ajunge. Fără să vrem. Mă rog, domnul Petru, eu sunt de acord cu ceea ce spuneți, dar văd aici două probleme. Și prima, cea mai importantă este următoarea. Care sunt competențele Consiliului Local în a înființa un serviciu în executiv? Nu, că nu asta a fost. Eu ridic problema ca și cetățenii ai Câmpinei și consilieri locali. Într-adevăr, dacă spune că nu avem competență, nu mai facem nimic. Cum facem? Întreb cum facem, v-am întrebat. Spun, nu știu, să... Oferiți o soluție nouă, Consiliul Local. Noi încercăm să ajutăm. Spuneți cum putem să o facem noi. Nu e vorba, e vorba de lobby. Atât tot. Să facem un lobby. Aveți un viceprimar în partidul dumneavoastră și ați putea să faceți lobby pentru asta domnului consilier local către domnul viceprimar. Nu știu, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Domnul viceprimar, stați un... Supra domnului primar să facem lobby. Da, dar și domnul viceprimar este o persoană importantă. Dacă mă întrebați pe mine, dumneavoastră m-ați întrebat și eu m-am dat o soluție. Nu e o soluție. Dumneavoastră ați făcut o declarație. Am făcut o declarație de om care vrea să rezolve această problemă. Că poți nouă direct în discuție. Nu, domnul Raca, ridica mâna, vă rog. Aș vrea să spun că dacă picăm de acord în privința oportunității înființării unui nou serviciu, cred că trebuie să băgăm noi un proiect de hotărâre, cum adică. Organigramă. Care de primar, organigramă. Noi cerem înființarea unui nou serviciu și primarul, în mod automat, trebuie să face organigramă. Nu, noi nu băgăm organigramă. Știu, dar nu este un serviciu public sau o instituție. Este un serviciu, un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului. Corect. Mai lăsați-mă o secundă. Știu că mi-a trecut rândul, dar am uitat să vă spun o chestie importantă. Noi am depus la secretariat un referat de aprobare pentru un proiect de hotărâre privind înființarea bibliotecii municipale și să-i dăm personalitate juridică și așa mai departe. Și
în ideea în care să mergem mai departe și să propunem, să venim și cu propunerea noastră de, pentru ființarea centrului cultural. Și ne gândeam la Muzeul HD-ul, în ce măsură putem să-l includem și pe acesta în centrul cultural. Și există legea 311/2003, legea muzeelor și colecțiilor publice, care la articolul 30 alineatul 2 spune așa: orice reorganizare a muzeelor sau colecțiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităților administrației publice locale se aprobă prin hotărârea autorității cu votul a jumătate plus 1 din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Cultelor. Și rugămintea noastră era, în măsura în care puteți, doamna secretar, și cu celeritate, să faceți o adresă către această Comisie Națională a Muzeelor și Cultelor pe această temă, ca să vedem, adică ca să vedem, ca să putem prinde și muzeul în centru cultural. Și dacă e nevoie de un acord de principiu al Consiliului Local pentru a face această solicitare, l-aș cere acum acest acord de principiu, dacă considera să fie necesar. Păi, normal, această adresă o facem dacă există o inițiativă, există... Păi, inițiativă e clar că există. Că și pentru înființarea bibliotecii ați venit doar cu un referat de aprobare, fără un proiect de hotărâre. Normal, referatul se înregistrează în momentul în care este însoțit de proiect de hotărâre, fiindcă primește număr și proiectul de hotărâre. L-am lăsat așa să verificăm și noi. Așa și împreună să vedem dacă să vă spun, se că poate. Și noi l-am trimis din scurt, a fost și cu perioada cu Paștele și așa mai departe și apoi împreună noi, legislativul, cu dumneavoastră executivul, să materializăm treaba asta într-un proiect de hotărâre. Dar v-am rugat frumos tot grupul consilierilor PSD Pro-România, cel puțin, și cred că și colegii noștri sunt de acord, dar am apucat să vorbim doar între noi, să faceți această solicitare ca în cazul în care mergem mai departe cu proiectul de centru cultural, să includem și Muzeul HD. Pentru că e clar că, conform legii, că avem nevoie de acest aviz. Și în adresă să facem referire la o posibilă intenție de a înființa un centru cultural, păi, în care să se preia și muzeul? Da, sau putem, cum considerați dumneavoastră că e mai bine? Da, ori eu o să vedeți cu adresă și vă prezint. Da. Să vedeți dacă este ok. Pentru că mă gândesc că putem să băgăm, să zicem că venim luna viitoare și cu proiectul de centru cultural și să zicem că trece. Putem să băgăm Muzeul HD-ul după aia în centru cultural, presupun, printr-o altă hotărâre. Da, noi trebuie să discutăm puțin pe referatul acela de aprobare, fiindcă știți că avem articolul 129 din codul administrativ. Care spune că... imediat. Aprobă Consiliul Local, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul 2, aprobă în condițiile legii la propunerea primarului înființarea, organizarea și statul de funcție ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcție ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea și desfințarea noastră în referatul de aprobare și ce ați mai anexat, veniți și cu regulament de organizare pentru o instituție publică, veniți și cu o structură organizatorică, ori articolul spune că la propunerea primarului. Atunci o întrebare. Într-adevăr există... Aprobă la propunerea primarului. Consiliul Local aprobă în condițiile legii la propunerea primarului. Înființarea, deci doar primarul trebuie să propună să edificăm biblioteca în legalitate? Să le zic așa? Deci v-am spus, deocamdată noi analizăm. Analizăm proiectul astfel încât când vă acordăm sprijinul pentru proiectul de hotărâre să nu fie nicio problemă. Domnul Macu, să zicam. Aflând ce a spus colegul nostru acum, când s-a făcut primul proiect pentru centru cultural, era inclus și Muzeul HD-ul.
Nu. Și vă spun și de discutam ce era inclusă la Muzeul Albiei, se derulează un proiect pe fonduri europene. Și preluarea acestui muzeu în cadrul unei instituții de cultură, acest centru cultural, presupune să schimbi forma de administrare. Să o scoți din administrarea Consiliului Local, așa cum am depus proiectul acum, și să o dai în administrarea acelui centru cultural. Și din cauza aceasta nu s-a prins muzeul în proiectul de înființare a centrului cultural. Să nu avem probleme în derularea acestui proiect pe fonduri europene. Unde noi am declarat administrator, proprietar municipiu Câmpina, administrator Consiliul Local, fiindcă știți că muzeul e în aparatul de specialitate al primarului. Da, și aici am avut această temere. Și n-ar avea nicio legătură faptul că organigrama, cum a fost ea propusă și retrasă acum luna trecută, punea centru cultural în subordinea Consiliului Local? În ce sens să aibă o problemă, să fie o problemă? Nu înțeleg. În sensul că dacă centru cultural și muzeul e parte integrantă din centru cultural, nu este, nu era muzeul. Să presupunem că muzeul va fi parte integrantă din centru cultural și centru cultural este în subordinea Consiliului Local. Păi problema tot ar fi, fiindcă dumneavoastră Consiliul hotărâți să dați în administrare bunurile necesare desfășurării activității acestui centru care are personalitate juridică, cum se întâmplă și cu Casa Tineretului, cu Casa de Cultură. Avem contract de administrare. Da, și aici, v-am spus, a fost o problemă. De-aia vreau să discutăm și cu adresa aceasta către minister. Întâi să... E de discutat pentru că oricum contractul de finanțare pentru muzeu nu e semnat pe ADR sau între minister și Consiliul Local, este semnat între un minister și o altă câmpie. Păi tocmai trebuie schimbată structura și structura OAT Câmpina rămâne, chiar dacă că centrul cultural oricum face parte din OAT Câmpina. Atunci știu că au discutat colegele la adres cu s-au consultat, dar o să mai verific. Eu aș vrea să revin la ideea domnului Biciu, mi se pare foarte ok. Trebuie neapărat făcută implementarea asta. Ce înțeleg eu? Înțeleg că avem un soft pe care s-au dat bani grei, avem resursa umană, oamenii din primărie și avem... Și echipament, avem servere care stau... Bun, lasă-mă să duc ideea până la capăt. Putem să aducem noi și să plătim cel mai bun IT-ist din țara asta românească. Eu zic că soluția bună și optimă ar fi un mixt, adică neapărat cineva de la cel, de la cei care au spus că ne ajută. Au spus. Plus o echipă creată în cadrul primăriei, pentru că implementare nu înseamnă numai parte legată de soft. E un circuit al documentelor. Ce o să facă după? Dacă IT-ul ăla, implementator, nu înțelege asta, nu se implementează nimic. Bun. Și mai departe spun așa, ce ne facem cu IT-ul ăsta, implementator, plătim bani mulți, când se termină implementat? Îl dăm afară? Nu putem să-l dăm afară. Nu, stați puțin. Acest proiect, inclusiv proiectul de la finanțe, care e în derulare și acum și așa mai departe, aceste proiecte au nevoie de acești oameni în permanență în spatele lor. Pentru că este un sistem online. Acest sistem nu își permite să cadă. Și mentenanță. El trebuie să stea cu el. El nici nu trebuie să facă altceva. La sistemul ăsta cât e de mare, nu trebuie să... Nu pot să cred că atunci când s-a achiziționat softul ăsta, nu a fost un acord legat de mentenanță. Pentru că mentenanța trebuie să o asigure tot ei. Nu, dar nu știu la ce vă referiți dumneavoastră la mentenanță, că sunt lucruri separate. E o mentenanță tehnică, legat de vreți, soft. Nu vorbesc de echipamente tehnice. Echipamente tehnice poate să vă asigure mentenanță oamenii de la IT. Nu vă referiți la mentenanță ca la mașină, că nu e același lucru. Nu, deci nu e același lucru. Sunt mai multe aspecte legate de capitolul mentenanță, iar ei asigură doar o parte din această mentenanță. Eu vă asigur că din ce cunosc și experiența mea cu implementări și softuri, nu poți tu să asiguri mentenanță din afară la un soft al meu. Da? Eu am acces la sursă, nu poți tu să vii să faci modificări cum ar vrea. O să apară următoarea chestie. Cineva din primărie zice, vreau să modificăm pentru că, uite, am următoarele erori și vreau să modificăm aici soft.
cine să facă treaba asta? Poate să facă un IT-ist angajat sau poate să facă numai cel de la care am achiziționat? Depinde, modificările astea sunt la mai multe niveluri. Poate fi o modificare de sursă și atunci trebuie să o facă cei care au construit software. Asta zic că ar trebui un mix gândit. Nu e vorba de mix gândit. Noi avem nevoie de acest om bun pe care trebuie să-l găsim. Dacă l-am găsit, este foarte posibil, cred că 60% e foarte posibil să-l găsim. Nu, asta mă gândeam, ca șef serviciu, poate să fie plătit un pic mai bine și să avem o șansă. Atâta tot. La un IT-ist bun în cadrul primăriei. Asta ar fi exprimarea corectă. Care să fie? Salariile, de ce nu vine o informare oficială către Consiliul Local despre acest proiect? Ce s-a întâmplat? De ce nu s-a implementat? Cine a fost în echipă? Cine a ieșit din echipă? Deci ne trezim cu niște informații de la domnul Briciu, știu că este ok, este bine intenționat, dar noi nu avem nimic oficial, aflăm și noi acum ceva care trebuia rezolvat de mult, probabil, nu? Păi nu să vă ocupați, domnul Briciu. Eu? Păi este nu, eu. Eu? De ce eu? Nu am atribuții, domnul Briciu, pe așa ceva, pare rău. Atribuțiile mele, știți care sunt. Dacă vă uitați la hârtie și le dați la o parte, e regulă. Nu, nu poți să te bași peste altcineva care trebuie să-și asume și să spună de ce nu s-a făcut. Am înțeles. Asta este problema. Deci acum avem implementarea pe Integrisoft. Deci noi nici nu am avut, de când a fost lansat acest proiect, o echipă de implementare. Vă dați seama ce înseamnă asta? Nu a existat o dispoziție din care să reiasă că avem 1, 2, 3, 5 de asta e problema veche. Eu nu încerc să fac o vină cuiva. Nu. Și să nici acum nu avem o echipă de implementare. Să ne înțelegem. Dar alea sunt niște probleme și le pierdem. Și nu e bine că le pierdem. Okay. Ne scapă pe între degete. Avem primarul. Deci, nu e vorba că nu e vina nici a viceprimarului, nici a primarului la treaba asta. Trebuie să găsim o soluție care să fie cea mai bună. De-aia încerc să vă spun. Dar cu domnul primar ați discutat, domnul Briciu. Nu am discutat, doamnă. Păi de ce? Nu am discutat. Domnul președinte. Da. Bun, mai are cineva ceva și o întrebare pentru domnul Briciu? Da, domnul Briciu. Așa, am văzut și eu afișul ăsta frumușel. Așa. E vorba de banii pe care i-am alocat noi, nu? Din partea Consiliului Local. Da. Pe afișul ăsta nu trebuia să scrie. Nu scrie nimic acolo. Deci anunțul, nu scrie absolut nimic. Nici cine l-a organizat, nici este un anunț al festivalului. O să apară afișul oficial al acestui festival care va fi împânzit în oraș, în care a scris în fiecare an. Păi eu văd pe pagina de Facebook că scrie evenimentul organizat de Club Life Câmpina și Liviu Briciu. Nu, scrie Facebook-ul ăsta. Că e aruncat de la mine după pagina, dar nu scrie pe afiș. A, așa să înțeleg. Luați-l dumneavoastră frumușel și puneți-l la noastră pe pagină. Nu am nici să vă Ce să vă spun mai mult? Îți traduc eu ce încercările astea... să spună că în momentul când ai făcut, când ai postat evenimentul, poți să pui acolo organizat de... Nu, dar n-am scris nimic. Este doar un anunț al festivalului. Deci nu am scris nimic. Este un anunț. Dom'le, se face festival în data 5-6-7. Nu, dar apare organizat și Club Life. Nu scrie nimic. Nu mă afiș. A postat de pe Facebook. Aia e altceva. Nu asta am urmărit o să scrie pe Facebook. Este tot public. Este pur și simplu evenimentul în sine și zilele în care se însășoară și capetele de afiș. Dar în rest nu scrie nimic acolo, că l-au organizat. Ați înțeles. Trebuie să faceți o modificare în care să specificați. Asta vor să spună colegii. Nu pe afiș, nu pe afiș, stai puțin, de ce să reiasă? Aici sunt banii noi. Este o postare cu care, dacă n-ai ști ce se întâmplă, te uiți și zici, uite cine organizează acest festival. Club Life și Liviu Briciu. Adică, până la afiș, dar pe afiș nu scrie nimic. Nu pe afiș. Dar o postare de asta pe Facebook, îți rămâne. Cine organizează Lumina? Da? Acolo putem, poate să apară. Da, vă înțeleg. Casa Tineretului nu-i organizatoare? Vă înțeleg. Îl pun pe domnul Marc, e bine? Nu. Că vorbim serios, nu la pășcărie. Casa Tineretului este organizatoare acestui. Este între organizatoare. La ei sunt bani. Deci vă rog să mai specificați așa. Și pe un consilier local, asta nu ce am luat față consiliului. Mai are cine? Nu e neare. Sabo, vă rog. Aș avea două propuneri. Prima ar fi ca domnul administrator să participe la toate ședințele, ca să putem să-i adresăm întrebări dacă e nevoie. Și a doua propunere, vis-a-vis de
discuția care a fost data trecută de subiectul care l-a ridicat domnul consilier Duran, dacă domnul director de la piață a fost băgat pentru cine știe ce într-o comisie de disciplină, vis-a-vis de ce a expus domnul consilier, domnul administrator consilier că ar fi necesar să treacă pentru asemenea comisie din care să facem parte și câțiva consilieri. Pentru că s-a adus la cunoștința consiliului că s-au încălcat niște reguli cu bună știință. N-am înțeles, deci să intre consilier într-o comisie de disciplină? Să, din comisia de disciplină să facă parte și cineva din consiliu. Păi după cât știu eu așa legislația, atât am mai citit, când ești angajat într-o instituție, instituția respectivă are la dispoziție posibilitatea să facă o comisie de disciplină, dar din angajația în instituției respective, nu din afară. Din aparat. Din aparat, din peste tot. Mă rog. Da, dar e... Secretar, ne poate spune. Vreau... Dacă vă aduceți aminte, mă iertați. Nu știu cât au trecut atunci, câteva luni de zile, de când am spus ce ați zis dumneavoastră. Că prin contractul de management, dacă nu mă înșel, parte de scrate era vorba, domnul administrator public e obligat să vină trimestrial și să ne prezinte execuția bugetară. Așa am zis data trecută. Cred că au mai trecut. Una sigur a trecut atunci. În continuare, domnul administrator public nu vrea să dea ochii cu noi. Da, sincer, eu vedeam aici șefii de, toți șefii de direcții să participe la ședința de Consiliu Local, pentru că sunt foarte multe probleme și ei știu cel mai bine ce se întâmplă fiecare pătrățica lui. Sincer. Da, dar trebuie invitați. Adică nu da, dar noi nu putem să invităm în afara programului. Dacă vreți, haideți să facem ședință la ora 3 și atunci ne permitem să-i chemăm pe toți, oricând. Pe vremurile dinainte. Dacă vreți să facem vremurile dinainte, se mutea, discutăm corect. Pe vremurile dinainte nu lipsea unul. Da, da. Și, da, și, sunt plătiți, și nu să mai plângea dar nu e legal să chemăm după ora 5. Auzi? Dacă domnul vreți consilier. Să o luăm și altfel. Domnul consilier. Da, să mă cred că li se poate plăti oare suplimentare că vin și stau aici de și exact ne răspund nouă la întrebări. Ce ziceți? Da? Veniți cu o propunere. Dacă vreți să le plătim ore suplimentare, nicio problemă, veniți cu o propunere. Dar nu cred că se poate legal. O dată pe lună sau de două ori, de trei ori pe lună, trei ore, nu e, nu e așa greu să vii. La două ședințe de consiliu stau la ședința ordinară. Doamna Șerbăcică, vă rog. Nu, asta am vrut să spun. Se pot recupera ore. Dar nu se plătă. Deci trebuie să existe doar bună voință. Nu, ori să plătesc, ori să recuperează. Da, doamna secretar general. Eu în continuare vă adresez rugămintea să analizați cu responsabilitate informarea privind cinematograful, preluarea și împreună să găsim o soluție și Consiliul să-și exprime un punct de vedere dacă preluăm cinematograful exact cum este acum, fără nicio expertiză tehnică, fără nimic, că ulterior se vine în Consiliu să vă asumați acest protocol și este foarte important în prealabil să se cunoască și punctul de vedere al Consiliului Local. Nu putem să continuăm la nesfârșit așa. Adică până acum ne-am prevalat de acest fapt că nu cunoaștem starea actuală a imobilului. Au trecut atâția ani de când ne-am rugat de ei să ne-l predea. La momentul respectiv, dacă vă aduceți aminte, spațiul era închiriat, era un second hand, de mobilă, deci era cât de cât funcțional. Dacă ni l-ar fi predat atunci, probabil că puteam să-l reabilităm. Dar în starea aceasta, este evident că lucrurile s-au complicat și fondurile vor fi mult mai mari. Care e punctul dumneavoastră de vedere cu subiectul? Deci punctul meu de vedere, vă spun sincer, eu cred că ar trebui să facem o expertiză ca să cunoaștem exact starea imobilului. Înainte. Doamna secretar. Înainte. Și când se încheie protocolul, expertiza să facă parte integrantă din protocol, să avem concluziile unui expert. Cine stabilește expertiza? Noi, primăria? Aici este o problemă. Cine cere expertiza? Cine cere, da?
Păi aici așteptăm și punctul dumneavoastră de vedere. Sunteți de acord că domnul primar și noi în informare am spus că fără o expertiză ne asumăm un risc. Doamna secretar, problema e până la expertiză. Legea spune clar că trebuie să-l preiei. Da? Păi da, dar cum să-l preluăm? Ați văzut păi ce scrie în protocol? Vin și însușește... Da. Protocolul este una, dar până la protocol este legea din 2009 sau 2008, trebuie să spunem, da, în care îți spune că trebuie să-l preiei, nu-ți prevede de expertiză, te obligă să-l treci din proprietatea privată a statului, din proprietatea publică a UAT-ului. Nu, a trecut, așa este legea. Așa, da, bun, ești cam legat de mâini. Bun, faci și această expertiză. Îi bagă acolo chestia aia că 4 ani trebuie să-l, păi da, dar să-l repari și 15 ani să pui filme. Ai voie, de exemplu, dacă expertiza... Vă pun întrebarea, da. Dacă expertiza spune, nu mai contează cine o comandă, avem o expertiză în care spune o coceapă trebuie dărâmată, nu are rezistență, nu are nici. Avem voie atunci să-l dărâmăm? Păi atunci avem o dovadă certă, da, că nu putem legea, să-l reabilităm. În lege spune principi, puțin acolo, n-ai voie. Și nu poți să-i și că răspunzi dacă nu respecti. Deci noua expertiza ne dă voie dacă se constată că ăla nu mai poate fi reabilitat. Sunt la o parte probleme economice dacă are vreo viabilitate. Expertiza dacă spune că ăla e vraiște și n-ai ce face, putem să-l dărâmăm fără să avem nicio problemă legală din punctul ăsta de vedere? Și fără să trebuiască să construim altul la lui, dar de construit altul la lui. Probabil că noi trebuie să știm ce ne asumăm, câte milioane de euro ne asumăm. Și nu să spui, domnule, construirea nu poate să investească, ar fi o sumă foarte mare să-l facem, să-l reabilităm și atunci soluția ar fi... Asta e o inițiativă legislativă, să se modifice legea, să spună că cele care sunt într-o stare avansată, dacă nu... Deocamdată legea nu prevede asta. Păi știu, dar nici deocamdată nu mai putem să menținem starea doamna asta. Secretar, la legea aia spune că dacă îl dărâmăm, suntem direct răspunzători că nu avem voie. De-aia v-am întrebat de expertiză. Într-adevăr, după părerea mea, cât mă pricep așa și am citit, legea este veche. Din 2009 până acum s-au schimbat multe, nu mai este. Dar acum cum arată legea acum, ne-o luăm. Dacă îl dărâmăm, ăștia care semnăm. Tocmai da, de aceea ne trebuie expertiză. Da, și de aceea... Cu expertiza respectivă, dacă se spune că e de dărâmat, dacă dărâmăm, cum e formulată legea, cam ce ei. Păi de dărâmatul dărâmăm, dar trebuie... În orice caz, la diferent, îl asumăm... Dați o secundă. Legea spune că trebuie să faci acolo activități... Domnul președinte, bine închideți și minți acasă. Da, deci, și să vorbim. Numai un pic, vă rog, declară închise lucrările ședinței, vă rog să oprim. Indiferent că... Mai aveți ceva?